Numărul cuvintelor din limba română este greu de estimat, dar cele mai multe, 80.000, sunt explicate în Dicționarul Universal al Limbii Române. Chiar dacă nu avem limba cu cel mai bogat lexic, prima în acest top fiind engleza, cu 1.000.000 de cuvinte, oricum avem cu ce ne mândrim. Iar unul dintre motive este faptul că 3 cuvinte din limba română au fost incluse în patrimoniul cultural UNESCO, iar al treilea cel mai lung cuvânt din limbile vorbite în Europa poate fi găsit în limba română. Mai multe curiozități despre limba noastră aflăm de la colega mea, Dana Oleinic. Bun găsit! Cu 44 de litere, cel mai lung cuvânt în limba română se află pe locul 3 în topul celor mai mari cuvinte din Europa. Este un cuvânt greu de pronunțat. Pneumono-ultram-croscopic silico-volcani caniconioză și care de fapt se denumește o pseudo-boală a plămânilor provocată de inhalarea prafului de siliciu vulcanic. Pe primul loc, în topul celor mai lungi cuvinte, se află unul german din 79 de litere. Pe locul 2 se află un cuvânt turcesc cu o lungime de 70 de litere. Amuzantă este și denumirea pe care o poartă fobia de cuvinte lungi. Hipopotomonstrosesquipedaliofobie. Acest cuvânt este format din 34 de litere. Curios mai este și faptul că limba română este singura limbă europeană în care se poate face o propoziție completă formată din 5 cuvinte ce conțin doar vocale. De exemplu, oaia aia, ia ei. Nici urmă de consoană. Limba noastră conține și câteva grupuri de cuvinte care pot fi citite de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga fără să-și piardă sensul, cum ar fi ele fac cafele. Iar acum să încercăm să citim fraza de la stânga la dreapta, ele fac cafele. Uimitor! Cele mai multe cuvinte din limba română încep cu litera C, care se citește capa sau C, anume cu această literă încep 19.750 de cuvinte, iar Y este litera cu care încep cele mai puține cuvinte în limba română, doar 14. De cealaltă parte, în dicționarul nostru nu veți găsi niciun cuvânt care să se termine cu litera Q. În schimb, cuvinte care se termină cu W sunt 4 la număr, cu capa avem 15 cuvinte, iar cu Y 27. În afara literelor Q, W și Y, care nu sunt specifice limbii române, cea mai rară consoană întâlnită în cuvintele limbii române este X urmată de J. Avem și cuvinte care conțin toate literele cu semne diacritice din alfabetul român, cum ar fi îmbrățișând. Iar dacă nu ați știut, în dicționarele limbii române putem găsi doar câte un singur cuvânt care începe și se termină cu literele H, I, J și X. Este vorba despre hemistih, înzăvorâ, jivraj, Xerox. Curios este și faptul că aproape 40% din totalul cuvintelor din vocabularul limbii române provin din franceză și italiană. Ne putem mândri cu 3 cuvinte care ne reprezintă tradițiile în patrimoniul cultural UNESCO. Vorbim despre dor, doină și colind. Apropo, cuvintele dor și doină nu pot fi traduse cu exactitate în altă limbă. Limba română este o limbă oficială în Republica Moldova, în România, dar și limba administrativă în Uniunea Europeană și Uniunea Latină, organizație internațională a țărilor care vorbesc limbile romanice. Și în lumea religioasă are un loc aparte, limba noastră fiind una dintre cele 5 limbi în care se oficiază slujbe pe Muntele Athos. Iar cuvântul Dumnezeu din limba română este una dintre cele mai lungi formule care se referă la persoana sacră supremă, având 3 silabe, în timp ce în majoritatea limbi expresia divinității este monosilabică. După numărul de vorbitori, limba română se află pe locul 5 în cadrul familiei limbilor romanice, fiind vorbită de 28 de milioane de oameni. Mai mulți sunt cei care vorbesc spaniola, portugheza, franceza și italiana. Limba română este limba maternă pentru 24 de milioane de oameni din Republica Moldova, România, Ucraina, Ungaria, Serbia, Bulgaria, dar și Croația, Slovenia, Slovacia sau Polonia. Dar migrația din ultimii ani a extins și mai mult geografia limbii române. Interesant este că în instituțiile de învățământ din 43 de țări ale lumii, limba română se predă ca limbă străină. Cele mai vechi atestări ale unor cuvinte românești apar în unele texte slavone cu 1155 de ani în urmă. De exemplu, cuvântul cumătră apare într-un text datat prin anii 869-885 după Hristos.
Chiar dacă numărul cuvintelor în limba română a ajuns la 80.000 în viața de zi cu zi, folosim doar până la 1.500 de cuvinte. Printre acestea se regăsesc verbele a da, a lua, a face, a pune, a avea și substantivele cap, mână, ochi. Și dacă luăm în calcul că într-o viață de 70 de ani un om rostește în jur de 1 miliard de cuvinte, putem spune că în medie repetăm de peste 666.000 de ori fiecare dintre cele 1.500 de cuvinte uzuale din limba română.